În 1898, în Boston, Massachusetts, s-a născut un om cu adevărat unic. E vorba despre William James Sidis. Tatăl său, Boris, era un psiholog binecunoscut, iar mama sa, Sarah, era medic. Aceștia și-au dat seama că fiul lor avea ceva special de când era încă mic. Într-o zi, mama își găsește fiul scriind o scrisoare înainte de a împlini un an. Apoi, într-o altă zi, părinții îl văd pe William citind cu atenție New York Times, înțelegând fiecare cuvânt. Nu este nimic neobișnuit în asta, cu excepția faptului că William avea mai puțin de 2 ani. Părinții înțeleg că fiul lor este un geniu. Aceștia cheltuiesc economiile familiei pe cărți, hărți, manuale și dicționare, pentru a-și sprijini fiul și a-i oferi noi cunoștințe. Când William împlinește 4 ani, citește textele lui Homer în original. Când împlinește 6 ani, el învață operele lui Aristotel. La vârsta de 6 ani, termină de scris a 4-a sa carte. Una dintre aceste cărți este o lucrare despre anatomie. Până la vârsta de 8 ani, William vorbește și scrie fluent în engleză, latină, franceză, rusă, ebraică, turcă și armeană. Acest lucru nu este suficient pentru el și inventează propria sa limbă. Părinții lui sunt puțin șocați de abilitățile fiului lor. Își dau seama că este prea inteligent pentru o școală obișnuită. Este mai deștept decât toți profesorii și elevii. La vârsta de 9 ani, William trece cu ușurință toate examenele și intră la Harvard. Dar școala nu-i permite să meargă acolo la o vârstă atât de fragedă. Așa că pentru următorii 2 ani continuă să frecventeze vechea sa școală și se plictisește. Nu se oprește însă din scris cărți. Termină de scris un roman, câteva poezii în franceză și o constituție pentru o utopie fantastică. Și iată ce-l deosebește pe William de alte genii. Un tânăr geniu începe de obicei să învețe o singură știință, dar eroul nostru este interesat și are succes în domenii de cunoaștere complet diferite. Matematică, astronomie, limbi străine, politică, biologie, filozofie și multe altele. În cele din urmă, William împlinește 11 ani, îi este permis să studieze la Harvard. Toți elevii și profesorii sunt surprinși să vadă un student atât de tânăr, dar mai ales sunt surprinși de nivelul său de cunoștințe. Unii oameni îl admiră, alții cred că este ciudat. William se descurcă de minune la Harvard, trece cu ușurință toate examenele și chiar ține prelegeri la clubul de matematică. Subiectul prelegerilor este unul dintre cele mai dificile subiecte din matematică, spațiile cvadridimensionale. La lecțiile sale asistă nu numai studenți, ci și aproximativ 100 de profesori universitari. Pentru majoritatea oamenilor, aceste prelegeri sunt greu de urmărit. Dar acei puțini care înțeleg despre ce vorbește William sunt uimiți de cunoștințele sale cu adevărat geniale. Profesorii cred că William va deveni un mare astronom și matematician. Va găsi noi lumi, va face descoperiri și va inventa noi modalități de a studia astronomia. Probabil că va deveni cel mai mare matematician din lume. Din păcate, cunoștințele nu sunt suficiente pentru a avea succes în viață. William nu își poate găsi prieteni la universitate. Mulți studenți nu-l înțeleg și nu vor să fie prieteni cu el. William a absolvit Harvard la vârsta de 16 ani. Încearcă să se integreze în lumea mare, să ducă o viață fericită pe deplin, dar nu reușește. După Harvard, se angajează la o altă școală din Texas. William predă matematică, dar cariera sa didactică se încheie repede. Conducerea școlii cere să părăsească locul de muncă, deoarece este mult mai tânăr decât toți profesorii și elevii. Oamenilor pur și simplu nu le place când un om atât de tânăr vine cu atât de multe cunoștințe. Odată cu acest lucru, William devine o celebritate. Ziarele scriu despre el, iar reporterii îi iau interviuri. Dar William nu suportă să fie în centrul atenției, așa că decide să se ascundă de toți cei care îl cunosc și să adopte un stil de viață liniștit. În următorii ani ai vieții sale, William se mută din oraș în oraș și trăiește sub diferite nume, pentru ca nimeni să nu-i afle identitatea. Obține locuri de muncă obișnuite, ca strungar, lăcătuș și contabil într-o companie mică, cu un salariu modest. Când oamenii îl recunosc, William se mută într-un oraș nou. El continuă să scrie cărți. Își termină lucrarea la un volum de 1200 de pagini despre istoria Statelor Unite. Colecționează bilete de tren și de tramvai și scrie o carte despre ele. Scrie de asemenea despre știință și astronomie. Își publică toate cărțile sub nume diferite. Din păcate, acestea nu sunt populare și nu-i aduc bani. Încă nu știm câte cărți a scris sub nume false. Peste ani, una dintre cărțile sale avea să fie vândută la o licitație pentru câteva mii de dolari. Vorbește fluent 40 de limbi, dar unii experți și biografi susțin că ar putea vorbi mai mult de 200 de limbi. William duce o viață liniștită și probabil fericită. Lucrează ca tâmplar în New York, locuiește într-un apartament modest și se întâlnește cu prietenii. Biografii care i-au studiat viața spun că oamenii care îl cunoșteau pe William îl adorau.
Toată lumea îl descria în cuvinte excepțional de amabil. Deci, se pare că William a fost mulțumit de viața sa de adult în ciuda zilelor dure din tinerețe. Dar unii experți cred că a fost nefericit pentru tot restul vieții sale. Apoi, în 1937, viața lui liniștită se schimbă, când întâlnește o femeie care îi devine prietenă. Ea îl vizitează și discută diverse subiecte. Lucrurile merg bine. William este fericit că are o nouă prietenă. Dar apoi, un articol uriaș despre el este publicat într-o revistă cunoscută. Acesta îi descrie viața în detaliu și îl plasează într-o lumină proastă. În acest articol, William pare a fi un nebun singuratic. Se pare că noua sa prietenă era reporter și s-a apropiat de William intenționat pentru a afla cât mai multe despre viața sa. Acum, sute de mii de oameni își fac o imagine greșită despre el. William nu are de gând să lase lucrurile astfel și decide să dea în judecată revista pentru violarea vieții private. După un timp, William pierde procesul. În ciuda naturii sale discrete, judecătorul îl consideră o persoană publică și nu este nimic rău dacă oamenii descoperă ceva despre viața unei persoane publice. Își părăsește casa și se ascunde din nou de oameni. Nimeni nu știe cum își petrece viața în următorii ani. În 1944 se stinge din viață, la vârsta de 46 de ani. Nu era bogat până în acest moment și lucra ca funcționar de birou. Nu avea bani în cont, nu avea prieteni în jur. Nimeni nu știe ce făcuse în ultimii săi ani. Aproape nimeni nu l-a înțeles în toată viața lui. Cine știe la ce succes ar fi putut ajunge dacă oamenii ar fi fost mai blânzi cu el? De-a lungul vieții sale, William a trecut mai multe teste de IQ. De fiecare dată, rezultatele testelor au dovedit că era un geniu. Albert Einstein avea un IQ de 160 de puncte. Leonardo da Vinci avea 180 de puncte, iar Isaac Newton avea 190. William Sidis avea undeva între 250 și 300 de puncte. A fost probabil cel mai inteligent om din istorie. Viețile multor oameni deștepți dovedesc că a avea un IQ de geniu nu este niciodată suficient. O inteligență ridicată nu garantează succesul. Este important să ai inteligență socială. Aceasta înseamnă să știi cum să te comporți în public, cum să vorbești corect și cum să faci pe plac oamenilor. Cineva ar putea picta tablouri uimitoare, fără însă a ști cum să le prezinte corect. Ca urmare, operele lor de artă pot ajunge să fie considerate ieftine în timpul vieții artistului. Un violonist care nu știe să negocieze un preț bun pentru concertul său ar ajunge să cânte pe străzi toată viața. Capacitatea de a deveni o celebritate și de a-ți vinde abilitățile este de asemenea un talent important. Multe genii au fost pusnici și au trăit prost pentru că nu au reușit niciodată să socializeze. Uneori, un geniu poate să știe totul despre inginerie genetică, fără însă avea habar cum să se comporte la o petrecere. Oamenii răi se folosesc adesea de genii în scopuri egoiste și îi înșeală. Pe de altă parte, unii oameni care nu au o inteligență ridicată sau cunoștințe obțin poziții la nivel înalt, devin faimoși și ajung la succes datorită inteligenței sociale și muncii asidue.